Hai, ploiță, hai! Ne-a prins ploaia, asta e, la două minute după ce am intrat pe alee, ne-a prins o ploaie, a trebuit să ne ascundem sub copaci, că plouă de numai și o ploaie rece. Ploaie de porc. Ploaie de porc. Bom dia și bună dimineața din insulele Azore. Dimineața. Încă o zi aici pe insulă, mergem să vedem niște izvoare termale, altele față de cele pe care le-am vizitat ieri. Eu nu ce merg dacă nu plouă. Dacă nu plouă, eu nu merg. Nu prea plouă azi. Atunci eu nu merg. No. Dă-te jos. Okay. Mergem să explorăm o altă parte a insulei, mergem la Lago di Fogo, adică lacul de foc, care e aici la apropierea noastră și vedem ce mai vizităm prin împrejurii. Cam așa e vremea astăzi, din nou înnorat, dar sunt semne și de ieșit soarele. Am zis că prima dată mergem la un viewpoint de unde se vede Lago di Fogo și după aia vedem mai departe ce facem, că acum avem șanse să prindem o perestroică cu soare și să vedem panorama de sus. Am slabe șanse să vedem astăzi ceva de sus, la cum arată pe aici. Dar asta e, acum mergem până acolo dacă tot am plecat. Da, cum preconizam, nu prea vedem mare lucru, că e ceață groasă aici. Dar acum tot mergem până sus, asta e. Fain, foarte fain. Da, cam așa e la ora asta aici, în viewpoint-ul de cel mai sus. Bate vântul, plouă, e frig. Și nu se vede absolut nimic. Dar poate avem noroc mai după masă sau mâine de vreme bună. Să mai urcăm o dată aici, pentru că sunt convins că de aici sunt panorame frumoase asupra Lago di Fogo. Asta e, vom merge într-o altă parte a insulei, unde poate nu e chiar așa de întunecat. Cred că-s vreo 10 grade aici. Extraordinar de frig. O să coborâm în partea cealaltă a insulei să vedem cum e vremea și acolo. Pe drum căutăm o fermă de ananas. Cam tot citit despre ananasul de Azore. Și poate după masă se eliberează de ceață și nori și mai urcăm o dată aici. Ce diferențe enorme. Sus ploua, era vânt, ceață. Și aici, la nici 10 km, e soare. Aproape. Foarte interesant. Foarte interesant cum se schimbă vremea pe insulă. Culera picoc infern. Costa del Sol. Vaci multe la păscut. Cel puțin aici stau și nu le plouă. Nenia, nenia, nenia. Frumos se vede. Da, se vede foarte frumos Ponta Delgada de aici. Orășelul Ponta Delgada. Îl vom traversa acum în drumul nostru spre o fermă de ananas. Trecem cumva pe centura orașului Ponta Delgada, mergem la ferma de ananas, mă rog, fermă, plantația de ananas. Aici e destul de senin și chiar a fost un pic de soare. În fața noastră e ferma de ananas, fermă pe care o să o și vizităm. Dar asta dacă se poate.
o să ne uităm la un filmuleț cu istoria locului, după care vom merge să vedem plantația. Am plecat să vizităm ferma. Foarte interesant. Ce frumoși sunt. So this here is the largest greenhouse we have here. It has a capacity for 2000 plants and currently they're all about 1 year old. They'll stay here for at least one more year. So in order to complete the 2 to 2.5 year growth period. The ananas is good to eat after 3 years? The minimum is 2 years, the maximum years. Is 2.5 years. I understand. If it's 3 years and it's still not ready, that's a bad sign. I mean, it doesn't get its complete development. I understand. So you're going to have a pineapple that is just not very good. Okay. Yeah, like... Am aflat ceva interesant, că ananasul abia după 2 ani e bun de mâncat. Asta chiar nu știam, că se dezvoltă așa de greu. Între 2 și 3 ani durează să crească pentru a fi bun de mâncat. Morge foame în 2 ani. It's the ashes, the smell. It has been recently smoked, so it releases ethylene, which is going to make them grow faster and all the same time. Very in the period of 2 to 2.5 years. And you can definitely see here, this is one of the things we burn. It's leaves from Japanese cedar, which is Cryptomeria japonica, We saw it on the mountain. Yes, yes. Yeah. It's very, even though it's a tree that is originally from Japan, it was introduced over here in the Azores and it grows widely over the island due to the fact that the weather of the Azores is very similar to the weather of Japan. We have a lot of rain, a lot of humidity, so it's very similar to Japan. So that's why this tree alongside the hydrangea, I understand. Okay. Thank you. That other one is also Japan. I understand. So they got used to our weather, and so that's why they're so common to find over here. Yeah, we saw all mountain is full of this. Yes. If you go to Setsidaj and if you go down the road to the village, you're gonna find the walls, let's say, of the road all full of these beautiful flowers. Yeah. Which we saw it. It's even though it's kind of strange because even though they come from Japan, they've become a symbol of Azorean nature. Which is kind of interesting. You can find these plants in a lot of Azorean art. So even though they are from Japan, they just became very popular over here in art, decoration, a lot of artists and painters always draw and paint these flowers. Was something religious things in Rabat Peish, yes. Yeah. And was the street was full of these plants. Yes. It's decoration for the religious festivities. Yes, definitely. Aceste vase sunt pregătite aici pentru a arde aceste plante care noi nu știam ce e. Noi am zis că e brad, dar e cedru japonez, iar din cauza fumului ananasul crește mult mai repede. Foarte interesant. Încă o seră plină. Este și copt. Ai simțit mirosul? Da. Are 2 ani, cel puțin. Foarte interesant că totul este plantat pe substrat de tocătură de crengi, ceea ce se și vede aici. Văzusem și în video. Da, ăsta e de-abia plantat. Deci n-ai zice că asta face fructul ăla până lumea. Peste 2 ani jumate. Bă, dar nu mai vreau. Nici eu n-am știut că durează așa de mult. Cam ăsta a fost turul. Cam așa arată ananasul la vânzare. Un pic cam scumpeanu, după părerea mea. În schimb, am găsit aici niște suculete de ananas, care e 1 euro. Na, eu de asta vreau. Eu vreau să beau un suculete. Gelule, bei suculete. Bine, normal, uite,
sabor dos Azores. Deci suculete. Gustul Azorelui. Fii atent. Sabor, savoare. Și aici nu știu ce e. Savoarea Azorelui. Bere de ananas nu vreau, mulțumesc. De ce? Lichior de ananas, interesant, dar scumpeanu nu vreau. Eu nu vreau, că e prea scump. Dar un suculete din ăsta o să beau. Eu sunt foarte curios de suculetele ăsta. Da, n-am ce să zic, e foarte bun. Foarte aromat, dulce. Excelent. Am plecat mai departe din cauza că acolo în zona noastră e nor și plouă. Mergem în partea cealaltă a insulei, unde pare mai senin, și acolo sunt niște băi termale care se varsă în ocean. Vrem să mergem până acolo să vedem dacă putem face o baie. Coborâm înspre niște băi termale de aici, de pe malul oceanului, pe un drum foarte abrupt. Sper să mai putem urca înapoi. Hai să vedem cum arată băile termale de aici. Dacă se poate face baie, dacă e caldă apa. Ce a zis? Dar nu știu ce a zis. Arată ca porcul. Arată ca porcul, da. Cam așa arată, frig, într-adevăr. 5 grade, foarte vânt, frig. Umezeală. Pare interesant locul. Nu știu încă dacă e apă termală sau nu aici. Dar vom vedea. Am văzut oricum foarte multă lume aici. S-ar putea să fie ceva izvoare cu apă termală, da? Ceva, dar te speli numai pe picioare. Pe picioare se spală lumea. Băltuță de aia, nu? Păi da, dar nu văd să curgă apă. Păi borborosește din pământ. Deci eu până aici. Nu plouă, nu mai merg. Ba, mergem să vedem dacă e apă caldă. Dar n-a văzut pe nimeni să facă baie. Aici e piscina unde s-ar face baie. Dacă ar fi apa caldă, numai că nu e. Nu-i curaj, da, dacă e apa rece, ce curaj să ai? E apa din ocean. E rece, e apa oceanului, nu e zbor termal. E fi aici o țâșnitoare, uite, de aia deține spara aia. Da. Probabil că e un firișor de apă termală. Probabil undeva se scurge un firișor de apă termală, da. Dar nu-i de făcut baie, clar. Urcăm înapoi pe drumul ăsta foarte abrupt. Un drum de inferno. Cu mașinuța aia la altă nu puteam urca, că avea motorul prea slab, dar asta e mai ok. Are 45 de grade. Că acum... E, da. Vreme de Azore. 5 minute nu plouă, după aia ar plouă. Mergem înspre băile termale de acolo, de la noi din zonă, prin ploaie. Dacă plouă tot așa, nici nu intrăm, asta e. Urcăm din nou înspre caldera Velhas. Poate avem noroc de data asta să fie soare, deși nu cred. Și acolo lângă sunt și băile termale.
Din păcate tot ceață e și aici sus. Și nu prea semne că s-ar face vreme mai bună. Se vede ceva? Se vede ceva, dar ceață. Am parcat aici mașina sub nori. Aici sunt niște băi termale, mergem să vedem cât costă. Și poate stăm și aici o oră, două la o băiță. Aici este un monument natural unde vom intra acum să facem baie. 10 euro de persoană costă intrarea și include și intrarea în piscinele termale. Multă lume aici, multă lume aici. Gata, am intrat prin ploaie în Parcul Național, pe sub acești cedri japonezi, că am aflat între timp ce copaci sunt ăștia. Nu-s brazi, sunt cedri japonezi, care ne spunea băiatul de la ananas de acolo, s-au adaptat foarte bine aici pe insulă și toată insula e plină de asemenea copaci, ceea ce am și văzut și noi. Copaci foarte sănătoși, viguroși, cedru japonez în mijlocul Atlanticului. Hai să vedem cum arată locația asta și cum arată bazinele, am vrut să zic terlame, termale. Hai, ploiță, hai! Ne-a prins ploaia, asta e, la 2 minute după ce am intrat pe alee, ne-a prins o ploaie, a trebuit să ne ascundem sub copaci, că plouă de numai și o ploaie rece. Ploaie de porc. După o tură de ploaie, suntem ușloarcă, dar va fi mult mai bine de intrat în bazinele termale după ploița asta. Hai să căutăm bazinul care e cel mai cald. Din câte am înțeles, bazinele au între 28 și 40 de grade. După cum am văzut eu, aici iese abur cel mai tare. Deci cam astea ar fi cele mai calde. Da, de aici e efectiv izvorul. Incredibil. Aici are 60 de grade. După panoul ăla. Hai, porcul, să intrăm repede în apă, că nu mai pot de frig. Super fain în piscinele termale, dar nu poți să stai prea mult, că apa e chiar foarte, foarte caldă. Am ieșit să dăm o tură pe aici și după aia mai venim și mai ne băgăm o tură. Uite că vine și gelul până la urmă. Vine și gelul. Ba, e plăcută gelule. E foarte caldă. E mai caldă ca dincolo. Noi mergem să dăm o tură. Da, din nou, mediul în care sunt băile termale face toți banii. E caldă, gelule? Vom face o plimbare pe aici, prin parc. Foarte sălbatic. Cred că mai sunt unele bazine cu apă la 25 de grade, din ce ne spunea la intrare. Și ar trebui să fie și o cascadă. Aici e un fel de Beușnița. Un fel de cascada Beușnița de la noi. Doar că apa aici are vreo 20 și ceva de grade, numai? Nu, nu, eu zic pas. Te bagi? Bine, porcu. 2 minute cât am stat noi pe la cascadă. Iar a început ploaia. Și acum e atât de rece după ce am stat în apă termală.
Da, e bine că va fi duș rece, după aia apă fierbinte, iar duș rece, iar apă fierbinte. Mergem să mai facem o tură de baie termală. Hai, porcu! Cam asta a fost baia termală, frumos și aici. Dacă nu ploua, era și mai frumos, dar și așa prin ploaie a avut farme cu ei, pentru că am făcut duș rece, baie caldă, duș rece, baie caldă. Acum iar a ieșit soarele. Mergem la mașină și cred că vom merge acasă, pentru că încă suntem uzi, că ne-a tras o ploaie și suntem cu hainele ude pe noi și nu-i bine să stăm așa. Da, până acasă avem vreo 15 minute. Am ajuns acasă, am gătit, am stat un pic. Acum, spre seară, am ieșit din nou la plimbare aici la ocean, pentru că a ieșit și soarele. Din păcate, doar aici e soare, pe malul oceanului. Acolo, unde am așteptat asta toată ziua, poate prindem o spărtură în nori să vedem acel mirador, acea calderă vulcanică. Încă e nor acolo, cu siguranță încă plouă, dar nu avem noi ce să facem cu treaba asta. Cam asta e vremea în Azore. Am prins o singură zi însorită de dimineața până seara, în rest a fost așa, spărturi prin nori și aici la ocean, da, aici seara am mai prins vreme bună. Acest vlog îl încheiem aici. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Dacă n-ați făcut-o, eu vă rog mult să o faceți, pentru că pe mine mă ajută foarte mult o abonare, mă ajută foarte mult un coment de la voi, mă ajută foarte mult un like. Până la următorul vlog de aici, din insulele Azore, eu vă spun la revedere!